Ce face spiratorii noștri robaca și astăzi sunt cu Vlad la niște GTA 5 și Camion Ribelea. Salut. Și astăzi îl vom omorâ pe Robi. De fapt nu, astăzi nu vom face nimic. Absolut nimic. Adică vom sta pe aici și vă uitați la noi. E, glumesc. Vom face glitch-uri. Acum dați-ne la Rockstar. În secunda asta. Bă, nu fura pe mixul că face parte din glitch. Astăzi o să facem the first person glitch. Nu e genul să-mi iau eu bani. E pur și simplu un glitch super funny. Nu e genul ăla de bani. Nu e genul care să afecteze progresul tău din online sau ceva. Da. Pur și simplu un funny glitch. A, da, și am două chestii să vă zic. În primul și în primul rând, vedeți că am făcut al doilea stand montaj, este pe canal acum. Și încă o chestie, avem și pagina de Facebook, aveți și linkul în descriere. Și al treilea lucru am făcut wager. Și al treilea lucru am făcut wager cu Justinio. Da, și ăsta e și al treilea lucru, wagerul de ieri. Da. Nu, Robi, nu fugi! Așa. Sper să nu glitch. Tu nu mai știi să faci? Ba, da, dar n-am eu chef. A, atunci adu-mi mixul. Nu. Bă, nu, unde ești, frate? A, o să dacă tot nu faci asta, first person glitch, măcar aduci tu un elicopter. Tu ești în first person acum? Nu încă. Mai trebuie să fac ăla cu caruselul și după. Ești pe pasiv mod. Pussy. Sunt pasiv? Da, ești pe pasiv. Da, e de la glitch, înseamnă. Ai făcut glitch-ul? Nu! A. Păi da, ce faci acum? Păi mă duc acum la roller coaster. Că trebuie să mă dau un cu roller coaster, știi, nu? Parcă l-ai mi făcut da, o dată. Da. Sau m-am mins pe mine. Da, în episodul ăsta vă vom prezenta glitch-ul și, na, mai avem un glitch, dar nu știu dacă să-l facem sau nu. Și nu știu ce vom mai face în acest episod. Chiar nu știu. E bunii pe aici, ne distrăm ca de obicei. Cu intro-uri cu, bă, cu intro-uri cu avioane, cu da. Niște nebunii pe acolo. Aha. E, bă, bă. Da, m-a dat Iosha. Ce faci Vlad acolo de jos? Da, aștept. Mă vezi în first person. O să vi se pară oricum ciudat cum merge caracterul cu un first person, dar nu. Ce frumos se vede la Santos de aici. Faci tu glitch-ul sau ce? Că s-a oprit la recostul la un moment dat. Na. Am ieșit first. Știi ceva, că acum? Ce? Merg pe șinele de roller coaster. Te-a vine și tu cu un elicopter pe aici, da? Nu. Hey, nu cădea. Nu, no, mă! Nu cădea. Nu cădea, futuți! Mau, cum am mușcat din asfalt. Bă, nu mă faci să spun și aici limbaj licențios. Te fac. Prin mama măsii de roller coaster. Ai văzut, nu te-am făcut. Aoleu. Oh, mama, dar cum se vede? Ești în first person.
Nu, serios, ești în first person? Da. Acum nu mai ești? Sau tot mai ești? Sunt, frate. Serios? Da. Mamă, tare. Ia vine aici să te ba puțin. Come on, bitch! Come! No! No! A, deci nu mai ești. Ba, sunt! N-ai cum să te bați în first person. Ba da, ai cum, să știi. Ba nu. Ba da, numai că nu poți trage cu armă. E da, deci eu pot să trag de aici cu sniperul. Nu, nu, aoleu, aoleu, fugi! Aaaa! Nu! Ma, păi metoda 2, dacă faci cu strafe-uri. Nu! 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 Bă, măcar aduci tu un elicopter că vreau să pilotez în first person. Nu vreau eu să fac asta. Ai, polițiștilor! Omorați-l! Omorați-l! Ai cu jet ski un first person. Hai să facem și noi ceva interesant. N-avem ce să facem interesant. Dacă duci elicopter, poate facem ceva interesant. Bă, unde e BMX-ul? Bani! Bă, mai bine meream eu la un Far Cry 3, mă! Ba nu, ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ce bun e. Mie-mi place că nici nu se randează imaginea, dar pot să văd cu sniperul, gen dacă țin cu sniperul așa de departe. Se randează. Aaaa! Om, poliția măsii. Păi, dacă ai duce un elicopter, ar fi bine din partea ta. Hai, lasă glitch-ul și hai să facem ceva cu BMX-uri, ceva, nu? Păi normal, dacă mi-ai luat un BMX-ul, vreau să fac cu first person cu BMX-ul. Lasă-ne în parte. Hai. Bă, nu. Așa că nu vreți first person, scrieți-ne în comentarii. Hai. Dar tu ce faci acum? Mă plic cu jet ski-ul. Ah, super. E atât de interesant ceea ce face Robert acum. Mă privește astfel. Totuși e GTA 5, totuși e GTA first person, îți dai seama. Nu-mi dau seama. Astăzi vom pilota în first person. Cu ala de kiloți, pardon, de piloți. Cu Vlad. Deci astăzi o să învățăm și chiloți, nu? Nu. Ce frumos da. Se vede sub apă. A, deci e sub apă, nebunul, mă, de-aia nu-l vedeam eu cu sniperul. Wow. Acum că i-am zis de sniper, nici că mai iese la suprafață. Ce e cu mine, Vlad? Nu atât. Mie-mi place, știi? Am căștile. Știi ce voiam căștile? Și asta se bagă totuși sub apă. Asta e interesant. A, gata, m-a scos din first person. Bine îmi pare. Mie nu. Așa meritai. Poate. Bă, nu știu ce să facem. Dar mă gândeam să facem... cursă sau nu facem joburi, facem free room. Pe de la, pe tiranianul la ce a făcut, mă, el, mă. Plictiseală pe GTA. E, oricum, o să avem un curând. Bă, ești nebun, poți să-i reintru în first person. Cum? Bă, și simplu, trebuie să intru în zonă și mi-a dat 5 view la un moment dat. Și atunci și acolo. Mau. One shot, two kills. Pe unde ești acum? Mă joc al rest. Uite,
uite, merge și cover-ul. Da, chema, haide să dăm experiență de condus pe GTA. Ai auzit ceva? Ce? Ai auzit ceva? Anormal? Condus? Nu. Parcă văd că nu mai am first person și mă omoară dacă merg lângă el. Nu. Da, sare în apă acum, pariu. Numai, bine, așteaptă să merg eu la el, logic, strategie, Robi, mamă, șmecherii. Ia, hai să vedem. Facem testul. Testul prieteniei. Unde... Remington Beach. Stai mă. Bă, stai mă dracu pe loc, nu te... Nu mă face. Aoleu. Nu. Bă, din cauza ta facem gang attack. Nu. You freaking bitch! Mamă, ce-a sărit el, ești nebun! Nu! Mamă, what the fuck? Aruncați-mă o grenadă fix lângă mine. Ai murit? Da. Bine. Mamă... A văzut-se lanterna la un moment dat și știam că ești tu. Atâta ți-a fost, Robi. What the fuck, Gangery Mercy? Yeah, am scăpat. Yeah, fugi. Ah, bă, ești pe pasiv, mă, nu poți trag în tine. Se strică. Lol, nu poți trag. Ia, vină puțin, te rog eu. Stai puțin, vină puțin. Că nu te omor, jur. Bă, stai mă puțin. Ia, vină puțin, mă. Unde, bă, în primul chiar nu-ți fac nimic. Aici, în parcare. Stai, mă, nu te mișca, vreau să văd dacă... Nu poți trag în tine, nu? Nu cred că poți. Că mai fi. Ia, stai. Fărase BMX-ul. BMX-ul tău, îți vrei BMX-ul, a? BMX-ul, a? Nu, e pe aproape, Vlad! Robi, unde-o fi? Unde-o fi, Robi? Unde-o fi, Robi? Unde? Da, cum se vede, frate? Bă, dar n-am făcut nimic până acum și deja avem vreo mai mult de 10 minute. Avem 13 sigur. Minute. Bă, dar face ceva din cu primul cu ăsta. Aoleu. Ma. Unde se ascunde, mă? Hai, mă, cu pumnii te bat, jur. Hai. Pe numai dacă mi-ai de mai slăbit. N-a fost pumn ăla. Aha. A fost cuțit. N-a fost cuțit, a fost mancetă. Mancetă. Știu că pot să fac cumva să trag, să găsesc o, să iau o armă eu. Am observat că pe lemn sunt mai multe petice de astea de foc decât sunt pe ciment sau ceva. Nu. Hey, nu! De ce faci?
că nu știu cum, dar Delirie s-a făcut în așa fel încât să scoată AK-ul din greșeală. Da, mă, da. Tu crezi că te cred sau cum? Asta vede că nu ești fan de Delirious. Da, mă, nu-s deloc fan de lui Delirious, deloc. Fii atent, am dat să scap de poliție și ăștia tot nu m-au scăpat. Aoleu, Vlad! Vlad! Ai, bă, Vlad! Security systems! Bă, mi-am dat seama cum, dar trebuia să mă omor tu repede cu să scot arma, mi-am dat seama. Te dam seama, vrei să te omor acum? A scos arma! Dar n-ai țintă! A scos arma totuși! Bă, facem și noi ceva în video ăsta? Sau stăm? Păi asta ce e? Asta ce e? Prima oară chiar ne-am zis la mișto, dar... Păi... Hai! Teoretic nu stăm! Omul ușor, nu-s violent. Bă, dar tu n-ai curaj să faci 1v1 cu pumnii. Hai, mă, 1v1 cu pumnii, hai, dar nu mai am deloc viață. Păi de-aia nu mai am viață. Ai dat acum una gata. Ia uite. Tu erai full viață. Da? Da. Trec, să fac. Bă, dar prea și mie chiar cu forul spune asta, nu? Hai! Păi, ce mai facem? Nu știu. Probabil plictisitor pentru unii dintre voi video asta. Vlad? Ana. Deci în mașină eu pot să trag cu pistoalele. Hai, omoară-mă dacă ești tare. Pe unde ești în primul rând? Dai, motherfuckers! Kamikaze. Aha. Păi? Totuși... Ce mai facem? Serios acum ce facem? Deja devine plictisitor. Păi zic să încheiem pe Ciliad. Până ajungem acolo, dacă vrei tăiem și... Da, hai, ne întâlnim la aeroport, ok? Aaa, acum o să văd! Aaa! Abia acum te-am văzut. Bă, pe mine nu mai e mă mașina ta. Mă lași pe jos? Da. Unde mergem? Luăm avioanele și unde mergem? Bă, ce mă gândeam eu? Să furăm niște jeturi. Ne, mai bine în alt episod. În altul, cel mai bine. Să facem un LTS cu jeturi, că nu știu, am chef de bătălie cu jeturi. Mai bine în alt episod de Free Room sau ce mai fi că... Acum deja... Intră bici acum! Stai puțin. Stai mă, nu mă mor. Încă sunt în asta de pasiv mod! Că eram în transă, frate! E de fiecare dată care pornește roller coaster-ul, mă bagă inima pe first person. Lasă asta în jos. Este! Lasă-l pe mine să pierdesc, lasă-l pe mine să pierdesc, te rog eu... Bă, haide, nu fi, deci chiar te nu mă omoră. Nu te voi lăsa. Stai mă, nu, dă-te mă de aici să mor pilot, dă-te să mor. E greu cu first person, nu?
Ia hai pa. Nu, 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 haha. Take the bitch. Sunt râmp. Oh, stai așa. Mamă, minar, first person. Știi că dacă, da, eu dacă apăs stop, eu îl controlez pe ăsta, adică îl controlez din, na. Se arată o chestie. Stai să ajungem mai întâi. Nu, mă retransform. You can't put a price on peace of mind. One call to Morse Mutual is all it takes to have a fully insured vehicle replaced immediately. Morse Mutual Insurance is so... Dar de exemplu ce putem face când ajungem. Ok. S-ar putea să știi, dar nu cred că o știi. Că nu o știe prea multă lume. Cine nu o știe? Mulți, nu știu. Gamer-ul o știe? Știe prost. Corny? Na, ăștia în niciun caz nu știu. Asta s-a aruncat. Acum chiar când mai vezi ce vrea să te arăt. Da? Dacă te arunc, da. Eu crezut că vrea să nu trebuia să te arunci. Vreau, am crezut că vrea să mă duci acolo. Să-mi arăți ceva acolo. Tot da, dacă te-ai aruncat, ce să-ți fac? E pe napotolește-te, că nici chiar așa, mă. Bă, faci niște scandă, bă. Și că mă arunc eu, și că mă arunc eu la care zice you're an idiot. Tare. Faci niște scandă, bă, ce zici? Unde? La tine, acasă. Cu o șaurma. Faci host. Ok, deci cam atât a fost și pentru acest episod de Free Room. Nu uitați să dați like, share și subscribe dacă v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like și la pagina de Facebook care este în descriere. Și v-am salutat. Bă. Da. Încheie cu scandal, bebu. După. Bine, mă. Nu știu unde e scandal, bebu. Scandal, bebu. Good. Ia-mă și pe mine. Stai să pun numai pe la Scandenberg, gata, am pus. Te bat la Scandenberg, știi și tu că te bat. Come on, bitch, hop in! Stai. Nu miroasea bine, dar miroasea bine, ce m-am lăsat. Hai, urcă. Ok, așa jucăm atunci. Bă, să distrug ăsta dacă, na. Bine, mai hai să mergem, serios. Deja o să facă prea lung și na. Nu pare rău, fata, te-a furat gătără, vă cu bine să ți l-am aruncat, hai pa, bici. Și îți dă invitația acolo. Bine, mă, dacă vrei tu nici nu mai intru. Dacă nu stai să mă ieși pe mine. Mai ieși din party și de pe server. Fac regi. Hai, pa, lasă-mă, pa. Mă, cum faci tu la Minecraft? Atât de agresiv e Vlad, atât de agresiv e. Și Rager. Când e Rage Quituri. Așa. Vlad. Demo. Așa, mă. Ești bine numai cu tu cu tolurile tale, da, mă, deci potlește-te că nu e chiar așa. Dar astea nu sunt troluri, erau bubune. Da. Na. Stai că te pun stick aici. Bă, poate te gândești tu să-mi dai azi invite la ce vei tu. Păi stai, mă, că am ajuns, dar trebuie să scap de un gard eu. Gata. I'm Risley. Sunt departe. Sunt chiar foarte departe. Hai. Hai, da, la ding.
join. Confer. Ai, intră, bă. Nu intru. A, așa stat acolo. Păi mine nu mă trulez, da, deci, hai, intru. Bine, hai că intru, poate. Poate, hai. Alter job-ul din greșeală. Da. Aba, nu. Da, să zic. Prima asta, că te bat, clar. E de-am bătut la tenis, nu mi-am bătut la golf. Asta e ultima rundă. Nu, mai avem și runda de la darts. Nu, mai avem și darts, mai avem și shooting de la... 5, probabil. La școala de tir. Na, ce mai avem? Mai avem mai multe chestii. Păi cred că nu există șah. Da, mă, șah, sportul tău preferat sau ce? Ia, mă, n-am jucat în viața mea ceva, ce-i asta? Nici eu. Ce-i asta, mă? Ah, scandalback. Ia. Hai. O să farmez. Cum se joacă, mă, ăsta? Nici eu nu-mi dau seama. Bam, știi că ești nebun. Nici nu știu. 52 de RP, mamă, cu 52 de RP mă fac level-ul. Mai mult îmi dă dracu dacă dau headshot, îmi dă 75. N-am înțeles nimica din ăsta. Ok, se pare că ne-a dat pe sezii diferite. Deci... Da. Ce mai... Am învățat episodul de Free Roam cu First Person, nu? Chiar asta a fost atracția. Episodul... Da, unde asta a fost, First Person glitch-ul ăla. Da. Și cam atât a fost și pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, share și subscribe. Nu uitați să dați like și la pagina noastră de Facebook, White Eagle 102, care este în descriere. Și v-am salutat. Pa, pa!